găsit la o nouă ediție din Viața Romilor. În emisiunea de astăzi vă prezentăm imagini de la deschiderea primei serii de cursuri de formare profesională organizate de Partida Romilor la București. În continuare vă invităm la Slobozia. Echipa emisiunii noastre s-a deplasat în județul Ialomița, unde a avut loc adunarea generală a organizației Partida Romilor, filiala locală, dar și Ziua Romilor Ialomițeni. La eveniment au participat prefectul județului Ialomița, președintele Consiliului Județean Ialomița, dar și președintele organizației Partida Romilor, Nicolae Păun. În încheierea ediției, vă prezentăm un material realizat la lansarea Muzeului Virtual al Holocaustului, inaugurat la Biblioteca Națională a României din capitală. Rămâneți alături de noi! Imediat începe o nouă ediție din Viața Romilor! Săptămâna aceasta, la București, au început cursurile de pregătire pentru ocupația de expert local pe problemele romilor, organizate de Centrul pentru Formare Profesională al Partidei Romilor. La deschiderea evenimentului au participat alături de candidați și formatori și reprezentanții ai punctului de contact pentru romi din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și ai Ministerului de Interne, în calitate de partener în acest proiect. Tineri din toate colțurile țării au venit în capitală pentru a participa la aceste cursuri, pentru că doresc să lucreze în slujba comunității de romi din care provin. Am venit la aceste cursuri pentru că îmi doresc foarte mult să lucrez ca expert local pe problemele romilor la mine în comunitate, deoarece sunt foarte multe probleme și îmi doresc nespus de mult să-i ajut pe toți, să fiu eu acolo, fiindcă sunt de-a lor, mă cunosc, îi cunosc, ne putem înțelege și pe limba noastră. Ei sunt tot timpul discriminați când intră în primărie. Ei nu au dreptul să vorbească, nu au dreptul să spună ceva. Ei sunt discriminați și nu acceptăm chestia asta. Vrem să se facă odată dreptate, să avem și noi un loc, să stăm și noi acolo și să-i ajutăm pe țiganii noștri, cum se zice. Mai ai prieteni, colegi care doresc să lucreze și au nevoie de o pregătire specializată pentru a putea accede în astfel de posturi? Da, mai sunt. Sunt o grămadă, dar încă nu au un fel de susținere din partea nimănui. Și stau acolo așa, încă nu știu ei ce să facă, pe ce cale să aleargă. Dar vă zic, sunt foarte mulți care și-ar dori, dar nu au o oportunitate de asta. Am venit la aceste cursuri deoarece lucrez în domeniu, sunt expert local pe probleme de rom la Primăria Municipiului Drăgășani și vreau să mă specializez în acest lucru pentru a-mi putea ajuta comunitatea de romi și pentru a ști în ce constă acest lucru de a fi expert local pe probleme de rom și care sunt atribuțiunile și ce poți face, cu cine pot colabora. La noi în comunitate problemele nu sunt foarte multe și foarte mari și sper că o să continue tot la fel și dacă or să existe probleme, să putem să le rezolvăm cu ajutorul primăriei și instituțiilor competente. Ți-ai dori ca pentru cei din generația ta, pentru colegii tăi, să existe astfel de cursuri mai frecvent organizate? Da, pentru că așa putem fi mai informați, putem să lucrăm cu oamenii care sunt puțin mai în vârstă și mai bine informați decât noi și putem învăța ceva de la ei. Prin organizarea acestor cursuri, Partida Romilor dorește să răspundă concret la o necesitate evidentă în administrațiile publice locale din țară, aceea de a califica și utiliza resursa umană romă. Din păcate, mulți și romi și români și alte naționalități au plecat din țară și au întregit capacitatea de muncă în statele dezvoltate ale Uniunii Europene. Noi am pierdut o resursă umană extrem de importantă și valoroasă, de care n-am știut să avem grijă, pe care nu am știut să o protejăm și să o formăm. Lucrurile se află într-o dinamică permanentă. Problemele minorității rome, chiar dacă ele aparent rămân, sunt aceleași, constante. Probleme legate de accesul la locuințe, probleme legate de accesul la piața muncii, probleme legate de accesul la sănătate și probleme legate de discriminare, probleme legate care încă, din păcate, se mai mențin, dar nu la același nivel cum a fost în urmă cu 30 de ani. Iată că și societatea se află într-o dinamică, de aceea experții care lucrează în materie
trebuie să fie permanent în contact cu comunitățile, să fie permanent în contact cu problematica cu care se confruntă cetățenii de etnie romă și să adreseze aceste probleme ale minorității. Cursurile însumează 720 de ore de pregătire, dintre care 240 de ore de teorie, iar restul de practică. La finalul cursului, participanții vor primi o diplomă de calificare recunoscută de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Angajat în structura Unității Administrative Teritoriale, expertul pe problemele romilor este principalul mediator în relația comunității rome cu autoritatea administrației publice locale. Dumneavoastră, în calitate de expert local pentru problemele romilor, veți avea un rol dublu, așa cum este stipulat și avem chiar cadru strategic, cadru legal pentru această afirmație, aveți rol dublu. Reprezentați comunitatea în cadrul autorității și reprezentați autoritatea în cadrul comunității. Este foarte important să vă asumați acest lucru, să vă implicați și să duceți la bun sfârșit activitățile. Activitățile, atribuțiile pe care le veți avea în fișa postului atunci când veți fi încadrați pe această meserie, atribuții care vor contribui la ce? La îmbunătățirea situației etnicilor romi. Trebuie să o faceți pentru ceilalți etnici care, într-adevăr, se confruntă cu probleme. În prezent, mulți experți locali sunt deja angajați în cadrul primăriilor, dar nu au absolvit astfel de cursuri prin care să le fie recunoscute competențele. Vorbim în primul rând despre o ocupație care apare în clasificarea ocupațiilor din România. Expert local pentru problemele romilor, expert care există în statutul de funcții în majoritatea administrațiilor din România. Sunt experți angajați în mare parte din instituțiile locale din România, însă nu au neapărat și calificarea necesară, specializarea, certificarea de expert. Inițiativa este importantă pentru că foarte multă vreme nu s-au mai organizat astfel de cursuri și acum este o ocazie bună pentru a-i pregăti pe cei care sunt deja în aceste funcții sau cei care își doresc în viitor să devină experți în administrația locală din România pe problemele romilor. Expertul acesta este în primul rând un mediator între comunitatea de romi și administrația locală. Și atunci expertul trebuie să înțeleagă și să știe foarte bine cum funcționează administrația locală, care sunt competențele și, până la urmă, și limitele de acțiune ale administrației locale. Pe de altă parte, trebuie să înțeleagă specificul comunității de romi, să poată identifica problemele comunității de romi. Aceste probleme se reducă spre administrație pentru a fi rezolvate. Cursul în sine are o componentă teoretică în care învățăm despre administrație locală, dar încercăm să ne dezvoltăm și abilitățile personale de comunicare, de relaționare și o componentă practică. Componentă practică ce are în vedere elemente concrete, cazuri concrete, situații concrete pe care le-ar putea întâlni într-o comunitate și pe care ar trebui să le soluționeze. În cadrul cursurilor, participanții se vor familiariza atât cu noțiunile de legislație în domeniul administrației publice, dar își vor însuși și noțiuni de monitorizare, raportare și gestionare a situațiilor din comunitate, având ca reper studii de caz concrete. La acest curs de formare, eu predau ca și ceilalți formatori, suntem mai mulți colegi, da? Predau modalități de abordare, experiența mea de la primăria din Ploiești ca expert local și experiența mea ca militant a reprezentării romilor în autoritățile locale. Bănuiesc că dumneavoastră vă veți asigura, ca profesor, că toți cursanții sunt bine puși la punct cu tot ceea ce ține de legislație, de adaptare în domeniu. Niciodată nu poți să știi ca profesor feedback-ul, fiindcă tu îți faci treaba, predai conform planificării, conform suportului de curs la care am lucrat și lucrez de atâta timp. Că voi fi înțeles, că nu voi fi înțeles, voi vedea în feedback-ul de la finalul cursului, care se va finaliza cu o diplomă valabilă și cu potențial, probabilitatea potențială de a fi angajați sau cei care sunt angajați să fie recunoscuți. Felicit Partida Romilor pentru această inițiativă. S-au mai încercat formări profesionale, au fost formări profesionale de la Revoluția cu fonduri europene, pe toate. Însă,
De data aceasta, în Partida Românilor, din punctul meu de vedere, ca membru vechi și ca militant și reprezentant al Partidei Românilor, cel puțin la municipiul Ploiești, și de câte ori am fost invitat la nivel de, știu eu, mai mare, la țară sau la Agenția Națională pentru Rom, felicit această inițiativă că este momentul să se implice, să promoveze profesioniști în administrația publică, să-i susțină și să le asigure continuitate, fiindcă nu mai e loc pentru oportuniști. Facem experți care știu ce trebuie să facă și atunci Partida Românilor are plus valoare cu oamenii ăștia. Inițiativa Centrului de Formare Profesională a Partidei Romilor de a forma experți locali pe problemele romilor este cu atât mai importantă cu cât astfel de cursuri, care atestă oficial calificarea în această ocupație, nu au mai fost organizate în ultimii 10 ani. Partida Romilor intenționează să organizeze și alte cursuri de formare profesională corelate cu cererea de pe piața muncii. Din 2012, la momentul respectiv, știți foarte bine că eram eu președintele Agenției Naționale pentru Romi, am avut acel proiect Postru, în care am format un număr de 210 persoane, experți locali pe problemele romilor. De atunci până în momentul de față nu s-au mai făcut acest gen de cursuri, tocmai de aceea am zis eu că în momentul de față este nevoie de această resursă umană romă în administrația locală, pentru că strategia, orice strategie din 2001 pe care am avut onoarea să particip la elaborarea acestor strategii, am pus foarte mare accent pe acest expert local, pentru că de aici trebuie să plece absolut ce înseamnă și planuri de acțiune și strategii locale, ulterior la nivel de județ să cuprindă acele strategii, acele planuri locale din toate comunele din județul respectiv și abia ulterior să ajungă la Agenția Națională pentru Rom. Efectiv, se sprijină pe umerii acestor experți locali, pentru că ei trebuie să vină cu problemele romilor, cu soluții, cu soluții, proiecte cum elaborate. Am spus eu exact, de fiecare dată asta am spus, că nu este nevoie doar de identificarea problemelor, prioritizarea acestora, ci și de propunerea de soluții pe care trebuie să le rezolve, cum să rezolve aceste probleme pe care le-a identificat. Dar este foarte important ca acești experți locali să aibă suport. Să aibă suportul comunității, pe de o parte, pentru că de aceea am spus că face acea interfață între comunitate și autoritatea locală. Pe de o parte, trebuie să știe cum să le pună pe masa atât a consilierilor din Consiliul Local, dar și a primarului, cum să aibă suportul legislației naționale, astfel încât să fie de acord aceștia să introducă în strategia locală aceste planul de acțiune pentru Rom. Centrul de formare profesională din cadrul Asociației Partida Romilor Pro Europa s-a focusat pe două ocupații principale. Expert local pe problemele romilor și mediator școlar, cum ați spus și dumneavoastră. Este primul curs. Eu așteptam din partea unui număr mare de primării care să-și trimită aceste persoane, experți care sunt angajate pe acest post, să vină la aceste cursuri, pentru că nu s-a mai făcut. Oricând se poate sau pot fi dați afară, pentru că nu au calificare. La terminarea acestor 720 de ore pe care le avem pentru formarea acestor experți locali, vor avea un certificat de calificare, recunoscut, bineînțeles, de Ministerul Muncii și Ministerul Educației Naționale. Când urmează să fie programate cursurile de mediator școlar? Mediatorul școlar, deja avem un număr de aproximativ 10-12 persoane care deja s-au înscris. Aștept din partea unui număr mare de reprezentanți ai inspectoratelor școlare să trimită acești mediatori școlari, pentru că au primit de la Ministerul Educației, au primit notă, informare despre această posibilitate, această oportunitate de a veni la aceste cursuri. Sper eu că în luna noiembrie să dăm drumul la acest curs. Până când se pot înscrie candidații? Se pot înscrie în momentul de față, perioada de înscriere este până la sfârșitul lunii, octombrie. Cât de importante sunt eventual și cei care urmează aceste cursuri să fie încurajați după aceea să meargă în comunitate, să se întoarcă în comunitate
și să lucreze pentru comunitățile foarte de români. Foarte important și tocmai de aceea ați văzut că sunt foarte mulți cursanți, deocamdată le spunem, care au ridicat această problemă, că au nevoie de suport, într-adevăr, au nevoie de suport. De aceea am și chemat ministerele respective de resort. Vom avea posibilitatea, după aceste două cursuri, să accesăm și alte autorizări, dar pe acele meserii, să zicem, acele ocupații care sunt necesare la nivelul pieței forței de muncă județene. Aproape 500 de reprezentanți ai Partidei Romilor s-au reunit la Slobozia pentru a participa la adunarea generală a Partidei Romilor, filiala Ialomița, eveniment dublat de sărbătoarea Ziua Romilor Ialomițeni. Ajunsă acum la cea de-a noua ediție, membrii ai organizațiilor din toate localitățile din județ, reprezentanții ai organizației de tineret și organizației de femei ale Partidei Romilor Ialomița au fost chemați să-și aleagă liderii și totodată să stabilească prioritățile legate de proiectele destinate comunităților rome. La ședința adunării generale au participat președintele organizației Partida Romilor, Nicolae Păun, alături de secretarul de stat în Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Bogdan Paraschiv. Asta trebuie să înțelegem cu toții, că doar cineva din rândul nostru, din rândul comunității din care facem parte, ne va reprezenta interesele așa cum trebuie. Nu trebuie să mai ne lăsăm voturile și să ne influențeze deciziile persoane care nu ne pot reprezenta cu adevărat interesele noastre și ale copiilor noștri. Mi-a plăcut modul în care ne-am îndemnat cu toții către unitate, către a ne sprijini în activități comune, în a parcurge cât mai coerent fapte și activități pentru o reprezentare cât mai mare la nivel local și județean. Aveți atâtea exemple bune, consilier județean, primar, viceprimar, consilier local, experți, inspector pentru romi. Iată că aveți la nivelul județului Ialomița oameni care se luptă pentru voi, oameni care se luptă pentru copiii voștri. Nu putem fi reprezentați cu adevărat și oamenii care se zbat pentru noi nu pot reuși decât cu o reprezentare mult mai mare, un vot de încredere cât mai mare din partea voastră. Detalii importante despre campania de reorganizare declanșată la nivelul filialelor Partidei Romilor din întreaga țară, precum și alte informații de actualitate, ne-au fost prezentate în interviul acordat echipei noastre de către președintele Partidei Romilor, Nicolae Păun. Bună dimineața, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție din Viața Romilor. Astăzi ne aflăm la Slobozia și am luat parte la ședința adunării generale a Asociației Partida Romilor Pro Europa. Din județul Ialomița, am spus și eu ceva. Mulțumesc. Bună dimineața, dragii noștri. Astăzi vă vom prezenta sumarul ediției. Adică vom avea un interviu cu președintele Partidei Romilor Pro Europa, Nicolae Păun. Și un interviu tot cu un președinte, de data aceasta președintele județului Ialomița, care ne reprezintă comunitățile din acest județ. Să nu uităm nici pe domn prefect și, bineînțeles, președintele Partidei Romilor județului Ialomița, Leonida Mandache. Ce frumos am prezentat! Dragii telespectatori, eu, Vali Rupiță, alături de Andra Hartac, mulțumesc frumos, vă dorim vizionare plăcută. La revedere! Vizionare plăcută! Rămâneți alături de noi! Hai, Eugene! Salut, prieteni! Suntem la o nouă emisiune din Viața Romilor și alături de mine este binecunoscutul prieten al meu din copilărie, nimeni altul decât Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor Pro Europa. Vă salut, domnul președinte! Ce mai faceți? Mulțumesc, binecunoscutul meu prieten, Vali Rupiță. Am zis să intrăm așa într-o notă de asta mai relaxată. Bă, dar nu mi-ai dat mă și mie o invitație la filmul ăla. Să știi că au fost foarte, foarte puține, de aceea nu mi-am permis
Pe să unde ați făcut pescat? Lansarea, mă, într-o garsonieră? Unde nu, la Teatrul Național. A, da? Aia cum? Se poate. Nu mai stau după tine. Plătesc un bilet să mă duc să văd cum... O să mă risc acum și o să mă duc să cumpăr eu biletele și... Asta e. Ce să fac? Am greșit, am greșit. Bă, tu știi ceva? Că ar trebui să faci ceva? Mm. Să vedem când are loc, eu știu, o difuzare într-un cinematograf și să cumpărăm toate biletele. Toate biletele. Cum facem noi de obicei. Cum facem noi de obicei și să le dăm la foarte mulți etnici de-ai noștri. Să vadă film de calitate, să vadă că cel care produce această emisiune are și talente ascunse. Aștept să intre episodul ăla din Clanul, ca să vezi cât... Și acolo joci. Da! Ce să fac? Mă cheamă lumea. Mă cheamă lumea. Că am zis că mă redescoper acum la vârsta asta. Noi am făcut, am început facultatea de regie și film și văd că actorul a ajuns tu și eu tot în genie mi-am deschis eu. Dați-mi voie să devin protocolar. Deci, domnul președinte, așa cum ați vorbit la adunarea de la București, da, la Consiliul Director. Consiliul Director, ați promis că reîncepem o reorganizare a partidelor. E necesar. E necesar. Am văzut săptămâna trecută ceea ce înseamnă sectorul 5, sectorul nostru de suflet, ca să spunem așa, că acolo am copilărit. Da, acolo s-a dat startul, ca să-i spunem așa. Chestia este că au fost foarte, foarte mulți oameni adunați acolo, peste 250, ce ne-a dat 300 de persoane. 300 de persoane. Ați reorganizat sectorul 5 prin alegerea președintelui, președinta de femei. S-a ales o echipă destul de bunicică, zic eu, și variată totodată, că sunt și seniori, sunt și oameni mai tineri, sunt și oameni de afaceri, sunt și femei. Deci este o echipă cât de cât... așa cum am stabilit în Consiliul Director, variată. Pentru că fiecare are genul lui de activitate și nu e bine să se suprapună unul cu celălalt. Deși multe partide sau multe voci pot spune că această formă de organizare nu dă rezultate, pentru că până la urmă viața de partid, în viața de activitate a unei organizații, ar trebui să se regăsească toată lumea. Bă, Vali, vrei să spun ceva? Am încercat toate variantele, dar până la urma urmelor, anumite subiecte care țin strict o modă de dialog și de subiect legat de femei, tu n-ai cum să te duci, mă, să vorbești. Normal. Ce să vorbești? Normal. Iarăși tinerii sunt ușor crispați așa când văd pe ăștia mai în vârstă, că stau la masă cu ei. Da. Eu văd după film, eu nu dă cu ei. Da. Și am zis, adevăr, să nu ne omoară nimeni, să existe la nivel, ca un nou restart, să fie la nivel național, organizația județeană să aibă în componență și structura de femei și structura de tineret și să aibă acțiuni diferite. Separate, să aibă solicitări de acțiuni separate, fiecare cu treaba lui. Da, astăzi suntem la Slobozia, județul Ialomița. Mm-hmm. Și la ședința de astăzi ați avut un discurs foarte, foarte la obiect, domnul președinte. În care uite că am reușit. Ați reamintit faptul că... În sfârșit am reușit. Da, ați adus aminte faptul că de 30 de ani de când sunteți în Mișcarea Romilor, tot ați încercat să faceți, să faceți, să faceți ceva. Simțiți acum o schimbare? Măi, Vali, în anumite județe unde liderii au fost... și sunt oameni de calitate și au înțeles mesajul meu și au și primit sprijinul meu, dar considerabil și consistent. Lucrurile se schimbă, se schimbă categoric, adică în sfârșit sper să nu fiu pe drumul lui Moise.
de cu 30, tableta. De 30 de ani alergăm ca să ridicăm sau să încercăm să îi facem pe romii noștri din România și nu numai, dar măcar momentan ne raportăm la cei din România, să le crească conștiința, să înțeleagă că problemele cu care ne confruntăm la nivel de comunități, bă, nu pot fi rezolvate de nimeni dacă ei nu se implică. Adică, n-ai, tu ai o problemă, stai deoparte și te vaizi la vecinul și vrei să o rezolve vecinul. Nu ți-o rezolvă vecinul, trebuie să o rezolvi tu. Asta spune democrația și mulți romi și, din păcate, foarte mulți nu pricep. Dar apropo de întrebarea pe care tu mi-ai adresat-o, sunt județe unde lucrurile merg bine. Merg bine pentru că există o diversitate și în forma de reprezentare la nivel de județ și la nivel de activitate instituțional locală. Adică la Ialomița avem doi primari, patru viceprimari, vreo 20 și ceva de consilieri locali, avem consilieri județean, avem inspectori pe învățământ, avem o gamă foarte variată de oameni care își se întâlnesc, stau de vorbă, mediatori școlari, mediatori sanitari. Sunt oameni care au conștientizat faptul că dacă nu se implică, nu fac nimic. Avem organizație de femei, avem organizație de tineret, au o relație foarte bună cu președintele Consiliului Județean, cu prefectul, cu primarii. Situația s-a schimbat radical. Gândește-te că la Bărbulești, în urmă cu 15 ani de zile, copiii mergeau la școală cu baioneta în ghiozdan. Da, da, mi-aduc aminte că... Acum, în Bărbulești, nu se bea o bere. Da, mi-aduc aminte când cu ajutorul tău ai scos primul primar. Da. La Bărbulești. Păi cu cuțitarul, parcă, tu mă apropo de ce zici, da, îl chema cuțitarul. Nu știi că ne-am zbătut cu cerul și pământul în 2004, dar mi-am scos primul primar. Da, 2004, da. Ialomița este un județ care va avea cu siguranță, are și va avea rezultate extraordinar de bune. Bine, și Leonida se zbate azi. Se zbate. Și în interviurile care le-am luat, nu o dată, de mai multe ori, și domnul prefect și domnul președinte al Consiliului Județean, tot timpul aduce aminte că Leonida își face treaba. Da, își face treaba, are și a ales și oamenii. Adică dacă vrei să-ți faci tu treaba de unul singur, nu prea reușești în viața ta. Am spus-o de numărate ori, adu-ți aminte că foarte mulți mă tot condamnau pe mine că eu sunt un fel de dictator la Partida Română și le-am spus, sunteți niște hahalere. Da. Nici măcar nu ați venit să stați de vorbă cu mine la masă. Nici măcar nu știți cum funcționează Partida Românilor, dar vă permiteți ca să faceți aprecieri. Veniți, stați de vorbă cu mine la masă și vă veți da seama că lucrurile sunt altcumva. Nu le-am mai discutat aceste atacuri și n-au încetat absolut deloc. Chiar dacă unii dintre ei și-au dat seama și au devenit puțin mai vocativi. Faptul că stugurii sunt acri și niciodată nu ur să ajungă. Mă rog, deși tu ești un om care întotdeauna ai avut ușa deschisă, mi-aduc aminte de faptul că tu ai reușit să faci acel FEDER, dar iată că toată lumea a fugit. Federația Etnică a Romilor. Da, toată adică lumea a fugit. Adică am avut deschidere de a colabora cu organizații și altele decât cele ale partidei din teritoriu și alte organizații non-guvernamentale. Dar au lucrat cu mine o perioadă de timp până au văzut că la mine exigența și cuvântul dat sunt literă de lege și că crezeau că cu mine merge oricum. Nu, eu mi-am dat cuvântul, mi-l duc până la capăt. Dar, mă rog, să trecem peste acest aspect, că nu e important. Faptul că tu ești omul, eu vreau să scot în evidență chestia asta, faptul că tu întotdeauna ai fost omul din umbră, omul care i-a ajutat pe foarte mulți, omul care a întins mâna, ai deschis ușa. Da. Și totuși există, e normal să te înjure lumea,
zic eu că e bine și când te înjură lumea. Dacă nu mai mă înjură lumea, atunci am o problemă, înseamnă că nu mai exist, nu da. E bine. Deci această reorganizare a partidei care ți-o dorești să fie din ce în ce mai productivă și să aducă în față oamenii, așa cum ai spus, în organizațiile, în organizarea județelor, da? Da. Te rog să spui care este următorul județ, unde merge de aici? Bă, nu știu. Nu se stă foarte bine în țară. Liderii încă levitează, încă sunt confuzi, au senzația că le-am cerut să ducă cumva să fure vreo două, trei pietricele după lună să mi le aducă cadou. Am înțeles. Da. N-au înțeles că chestiunea e simplă ca bună ziua. Dacă nu ești omul potrivit la locul potrivit, te retragi și lași să se formeze o altă echipă, că nu poți să lași un județ întreg să sufere datorită legitimației tale din buzunar, sediului pe care l-ai primit degeaba. Nu merge. Deci toate lucrurile astea au o limită. Deci nu poți să-i mai tolerezi, te rog să mă înțelegi că am niște nervi câteodată, dă-mi vine să mă strâng de gât, ca pițigoiul. Deci vin, mint cu nerușinare și se așează cu mine la masă, se uită în ochii mei, pleacă și nu interesează decât numai problemele lor, atât. Atât. Și spun că nici nu știu care e următorul județ. Nu știu. Nu știu, că toate sunt extrem de slabe. La Ialomița am venit, am făcut la București, la sectorul 5, să le dau un exemplu. Am venit la Ialomița să le mai dau încă un exemplu. Probabil că o să fac la Prahova, nu știu, sau la Dâmbovița. Dar nu știu, nu pot să-ți dau acum o dată exactă unde mă voi duce și nici n-am de unde să știu unde se vor duce ceilalți colegi. Pentru că și cu ei am avut o discuție destul de aplicată, spunându-le că nu mai merge. Trebuie să reorganizăm totul, trebuie să ne pregătim pentru 2024 și pregătirea pentru 2024. Nu se face în 2024, se face acum și la anul. Da. 2023, corect. Da, da. Pentru că 2024 sunt alegerile. Foarte mulți lideri din țară, mulți la număr, s-au învățat să nu fie deranjați. Păi da, dar cine-i de vine? Eu. Mai vezi? E de ce nu recunosc. Știi că în discuțiile noastre, apropo de chestia asta, în discuțiile noastre noi am mai zis treaba asta și eu le mai atrag atenția unora dintre ei. Că mi-am aduc aminte în 2003-2004 când noi vorbeam, puneai mâna pe telefon și sunai primarul, cum am eu vorba, primarul, părintele, toată lumea care era în județ. Băi, vedeți că trimit un om acolo. Și sunt foarte mulți dintre ei care au uitat chestia asta. Știu cum să mă înjure. Sunt foarte mulți care nu-i băga nici familia în seamă. Dar știu, mi-aduc aminte că râdeam atunci când a candidat nu mai dăm nume. Nu mai dăm nume. Și nu l-a votat nici neamul lui. Asta nu mai contează. Important este că ne vom despărți de foarte mulți lideri până la finele anului. Și sunt niște condiții foarte clare pe care trebuie să le înțeleagă toată lumea. Dom'le, le-am dat o condiție. Bă, nu aveți membri. Adică ecuația este atât de simplă încât nici nu trebuie să o complici. Bă, ai reprezentativitate? Da. Ai și recunoaștere? Da. Deci ai lideri în teritoriu, în județ? Da. Te recunosc pe tine ca șef al lor? Da. Aveți membri? Da. Continui, facem adunare generală și județeană și mergem mai departe. Nu te bagă liderii din sucursale, adică din localități în seamă. N-ai structuri. Nu merge. La revedere. Cât a mers? A mers. Să fii sănătos. Du-te pe drumul tău. Eu am alte ambiții pentru 2024. Eu în 2024 mai mult ca sigur revin în politică și vreau să-mi fac cu echipă beton. Pentru că n-ai de unde să știi. În 2024 fac 60 de ani. Mulțumesc. Mai prind trenul ăsta, dar vreau să prind un expres. Orient Express. Orient Express. Ca să ne plimbăm prin Europa. Să ne plimbăm prin Europa. Dar să mai merg oameni la drum care te mint în față și care nu sunt capabili de nimic, asta nu mai fac pentru nimic în lume. Nu. Cu orice risc. Poate să mă înjure, poate să vorbească ăla. Pot vorbi toți.
Nu mă deranjează. Important este că ăsta este traseul. Trebuie să apară lideri noi, dacă este cazul, sau cei vechi să-și facă treaba ca lumea. Sau ori să stea una, în spate, să-i ajute. Ori să stea în spate și să-i ajute. Pe ăștia noi, pe tineretul, pe tineretul spunem noi. Să se implice. Bă, cine a murit, mă, dacă eu două mandate n-am fost deputat? Nimeni. Am stat frumușel la sediu, am muncit, am tras, am venit, veneam primul, plecam ultimul. Așa se facă și ei. Dacă vor să înțeleagă, dacă nu vor să înțeleagă, să ne lasă în pace. Da. Eu mai am notat aici o întrebare pe care, dacă vrei răspuns, dacă nu, nu. Cum vede Nicolae Pun situația actuală economică? Ceea ce înseamnă facturile la curent? Ce înseamnă scumpirea alimentelor și aia? Pentru că știu că ești un om care te preocupă aceste probleme. Băi, eu îți spun că situația economică a României nu este atât de dramatică pe cât o dramatizează intenționat anumite structuri de partid care se află la guvernare. Dacă clasa politică românească, mai pe înțelesul tuturor, s-ar așeza la masă și ar spune, bă, suntem într-o situație de tot rahatul, avem război, unde l-a răsărit. Și aia ce mi-a aia, la doi pași este și aici. Băi, avem probleme în Marea Neagră. Haideți să stăm să o gândim puțin ce facem. Eu nu cred că românul sau clasa politică românească nu s-ar descurca. Pentru că s-ar descurca. Cărbune există, petrol există, gaz există. Deci astea, una, două, trei, există. Acum, că noi producem mai mult grâu decât consumăm și tranzităm mai mult grâu decât consumă toată Europa, iar e o problemă pe care nu poți să o înțelegi decât dacă te uiți imediat către Bruxelles. Noi suntem un fel de cenușerașa Uniunii Europene. Bă, nu strănută aia că noi toată România am răcit. Ca să ne înțelegem. Eu cred de cuvință că lucrurile stau cam așa. În un exemplu românesc. Bă, un român este învățat să spargă o ceapă, da, să mănânce cu pâine, sănătos să fie. Da? Bă, dar ce facem că noi importăm și ceapa? Da. Și din punct de vedere economic, eu îți garantez că îi bat pe mulți cu bețișorul la fund. Tocmai de aceea, am întrebat. Sunt foarte multe lucruri care se pot face fără niciun fel de problemă. Adică ce mari mecanisme trebuiesc ca să le gândești, să le pui în practică, să faci irigații. Păi ce mare lucru să-ți trebuiască? Orice fabrică accesezi din România, îți produce mecanisme, pompe. Nu contează. Ai irigat, ai cultură. Nu știu cine are interes ca România să nu mai producă atât de mult grâu. Și porumb. Și porumb. Mă rog, tot ce înseamnă cultură. Da. Orz, orzoaică, mă rog, și tot așa mai departe. Din punct de vedere a producției de carne, băi, să fim serioși, mă. Mă, nu se apropie sezonul de iarnă, că iar vine pesta porcină. Nu intrăm în primăvară, că găinile iar turbează. Da, da, da. Acum s-a scumpit telemeaua, nu știu ce boală mai are și oaia. Adică sunt niște lucruri prea vizibile, care să nu că nu le găsești rezolvare, bar le găsești rezolvare. Ce mai deranjează, în schimb, este altceva. Eu am casă la Sinaia. Da. Eu nu mă duc decât de vreo 2-3 ori, să zicem așa, pe an. Nevastă mea cu fiimea se duc aproape săptămânal. Gogule, ce să crezi? Sute de mașini în coadă. Și atunci întrebarea vine cam așa. Deci suntem săraci,
cozi imense la toate stațiunile, cozi imense la nu știu ce, cozi imense la nu știu cum. Ultima mutare pe care ți-o dau un plic este următoarea. O clasă politică sănătoasă ar trebui să se gândească cam așa. Ar trebui să pună mâna pe o foaie și pe un pic și să spună cât costă chiria, cât costă gazul, cât costă benzina, cât costă mâncarea, cât costă întreținerea copilului și îți dă un cât. O sumă. De exemplu, eu toate socotelile astea le-am făcut la limita limitelor, bă, și sub 3.000 de lei nu-ți dă. Sub 3.000 de lei, străind undeva pe ferentari, da. Nu în altă parte, înțelegi? Și cum să treci, bă, tu cu un salariu de 2.000? E vorba de economie subterană? Da. Păi nu e logic, așa face neamțul. Neamțul își face socoteala cu toată lumea. Bă, ultimul sărac, cât îi trebuie? Asta. Bun, atâta trebuie să-i dăm. De aici pleacă salariul minim. El nu își face socoteala cât poate să țină statul german. El își face socoteala care cheltuia la unui om normal, fără să aibă figuri. Da? E, la noi spune, zice, bă, atâta pot să-ți dau. În rest, ce descurcă-te. Adică ce face? Cine învață? Să facem țap țărat. Bă, cine învață sluga, da, să fie hoață? Nu stăpânul? Băi da. Așa că asta e. Am înțeles. Deci viziunea ta ca om de afaceri și om politic este că nu prea se vrea să trecem peste criza asta economică. Avem oameni destul de deștepți, nu sunt lăsați să gândească. Ne trimit tot felul de oameni politici cu tocuri, bărbați cu tocuri, la București și cu plete. La Părnaie, mamă, știi cât de căutat sunt ăștia? Dar văd că mai nou au succes și în societate, la liber. Știi? Și aia iau decizii. Și ăștia la înțeles, zice că e și ei miniștri. Zice că e și ei miniștri, și ei primii miniștri. Da. Ce să face și ei? Să duce în Parlament, aolo, să dansează, să plimbă. Asta e. Asta e din punct de vedere economic. Prima impresie... Politic, o să ne facem timp să discutăm, facem o vorbire mai amănunțit, să-ți dau niște detalii, să le șini. Păi tocmai de aceea, uite, cu ocazia asta te invit la un ceai cu rom, da, la podcastul pe care îl facem, în care vreau să discutăm foarte, foarte multe picanterii ale vieții. Asta da? Vreau. Bun, deci o concluzie vreau de la tine, Nicu. Cu aceste alegeri, tu vrei să facem acum o reorganizare a întregii partide românilor pe... E musai. Tot ceea ce înseamnă teritoriul României. Da. Vrei ca liderii să se trezească în sfârșit din somnul neamului? Dacă somn mai trezi. Și ești foarte hotărât, deci vreau să aud cuvântul ăsta, că ești foarte hotărât la o schimbare totală. Da, deci dacă nu se face ce vreau eu, anul ăsta și anul care vine, o să asisti la niște meciuri mari rău de tot. Pentru că nu vreau să iasă lucrurile prost și foarte prost pentru 2024. Eu mă pregătesc riguros, pas cu pas, pentru 2024. Deci lumea trebuie să înțeleagă că în 2024 vom avea alegeri locale. Patru tipuri de alegeri. Da. Se începe anul cu, dacă nu mă înșel, în luna mai, cu europarlamentarele. După aceea, în septembrie, dacă mi-aduc aminte bine, vor fi alegerile locale, care este posibil să fie comasate cu cele parlamentare. Și vom avea prezidențial. Deci patru... alegeri foarte importante foarte și pentru bună. Minoritatea română. Da. Ok. Mulțumesc frumos, domnul Nicu Păun. Și eu îți mulțumesc. Doamnelor și domnilor, continuăm emisiunea. Veți vedea cu ce. Normal. Cu ce am avut aici la Slobozia. Au parte comunitățile de romi de sprijin real din partea autorităților publice?
Au parte pentru că sunt bine reprezentate. Este foarte important pentru noi, ca autorități publice locale, să avem o permanentă comunicare cu ceea ce înseamnă minoritățile din cadrul comunităților noastre. Este, dacă vreți, până la urmă, un ajutor reciproc. Gândiți-vă că sunt OAT-uri unde comunitatea romă depășește 70-80% și aveți exemplu Bărbuleștiu. Avem comunități în care sunt 30-40%. Fiecare dintre cei care dețin astăzi vremelnic o funcție de administrație publică locală, interesul lor este să colaboreze cu toți cetățenii și să creeze un pic mai bine pentru fiecare cetățean din OAT-ul respectiv. De aceea, foarte mulți dintre colegii mei primari, că sunt de la PSD, că sunt de la PNL, au înțeles foarte bine realitatea, că trebuie să colaboreze cu oameni din linia dumneavoastră, pentru că nu mai cunosc foarte bine problemele reale ale comunității. Știți, dumneavoastră, fiecare dintre noi ascultăm de regulă pe cel care este foarte apropiat de noi, de familia noastră, prietenii noștri, și atunci când vrei să transmiți un mesaj sau când vrei să faci o reformă, o mișcare într-o comunitate, trebuie să te folosești de oamenii din etnia respectivă. Dacă vreți să continuăm discuțiile pe zona de colaborare, președintele Partidei Romilor din Ialomița este consilierul județean în cadrul Consiliului Județean susținut de PSD. A fost ales pe listele PSD-ului. Acum 20 ceva de ani când l-am cunoscut, era consilierul prefectului pe probleme de rom. Lucrurile astea se întâmplă în fiecare localitate din Ialomița, numai prin colaborare. Eu nu-mi doresc o enclavizare a oricărei comunități ar fi, dar astăzi discutăm despre comunitatea romă pentru că avem același interes. Avem interesul să ducem tinerii din comunitatea copiii, din comunitatea romă către educație, avem interesul să-i formăm persoane mature, avem interesul să-i reintegrăm în piața muncii și să avem până la urmă fiecare dintre noi de câștigat. Dacă îmi permiteți să trag o concluzie a celor spuse de dumneavoastră, romii, iată, prin vizibilitate, prin reprezentarea lor în instituțiile publice, este aceasta o parte importantă a rezolvării problemelor? Este romilor? Pentru că ăsta este primul pas. În ceea ce noi ne dorim și dumneavoastră vă doriți, să ne integrăm, să fim împreună români în acest județ și să trăim împreună. Dar ca să facem lucrul ăsta, să putem să înțelegem mai bine care sunt caracteristicile eniei dumneavoastră, trebuie să lucrăm cu reprezentanți în administrația publică locală, județeană și centrală, din rândul comunității dumneavoastră. Pentru că numai ei înțeleg foarte bine. Și atunci transferul ăsta se va face mult mai lent și mult mai ușor de mesaje pe care le avem noi de transmis de la nivel local, județean și național. Cumplător fac administrație de 25 de ani din anii 90 și în diferite ipostaze de primar, de subprefect și de prefect am fost aproape că m-am integrat în comunitatea romă pentru că am prieteni romi. Am stat la o familie de romi în liceu și sunt foarte dragi pentru că lucrez cu foarte mulți etnici romi, primari, viceprimari, consilieri județeni și e firesc să fie așa pentru că toți suntem oameni, toți suntem români, toți suntem ialomițeni și de noi depinde de fiecare în parte și de comunitate cum lucrăm să ne fie mai bine. Care sunt cele mai importante proiecte pe care le-ați derulat de-a lungul timpului pentru comunitățile de rom? Păi, am fost implicat și în perioada aia de anii 90, când erau donații, și în perioada de dezvoltare a localităților, pentru că întotdeauna este adevărat, nu știu cum făceau primarii, că partea în care stăteau romii era la sfârșit programată spre dezvoltare și atunci ne implicam ca să aibă și ei parte ca toată lumea și de piatră în anii 90, de asfalt, de apă, de iluminat public, de canalizare mai nou, de toate proiectele administrative și de infrastructură în care le merită fiecare cetățean indiferent de etnia lui, că nu discutăm acum că merită unii mai mult sau mai puțin. Revenind la momentul actual, în prezent, de ce au nevoie comunitățile de rom din acest județ? Păi au nevoie de educație și de sănătate, să le fie asigurată. Au nevoie de o infrastructură la nivelul anului 2022, așa cum merităm cu toții. Au nevoie, dacă mă întrebați, să stea mai mult de vorbă între ei ca și oameni, ca și ființe și să stea de, la fel de mult de vorbă și cu noi, cei care administrăm, pentru că uneori, prinși în programele noastre zilnice, poate n-avem timp să ajungem
în comunități atât de des și să le ascultăm problemele și să le rezolvăm. Activați în domeniul educației. Activez cu inima, cu sufletul de 25 de ani în domeniul educației, dar m-am implicat în tot ce a însemnat probleme ale romilor, sociale, școlare, sanitare, tot ce înseamnă rom, suntem în mijlocul lor pentru că numai așa putem să existăm și să-i ajutăm să depășească unele probleme. Sunt situații când nu știu să scrie cere, sunt situații când nu știu că trebuie să meargă la medicul de familie, așa că facem de toate. Și dumneavoastră le oferiți un sprijin real fiind efectiv în mijlocul comunității? Pentru că simțim ca ei, suntem la fel ca ei, așa le spun tot timpul și de aceea ei trebuie să meargă la școală, asta le spun tot timpul, ca să prevenim abandonul școlar, trebuie să vorbim cu ei tot timpul. Cum a evoluat situația etnicilor romi în ultimii ani pe plan educațional? Păi ce să spunem, avem locuri speciale la licee, avem, numai să învățăm carte, avem oportunități mici și mici, că toată lumea știe, locuri la licee, locuri la facultăți, avem mediator școlar, avem mediator sanitar, uite câte lucruri s-au făcut, uite câți pași au făcut, că na, sunt alături de etnia romă și de tot ce înseamnă încă din tinerețile mele. Țin să precizez că sunt de 12 ani în comunitatea Bora și 13 ani am fost director de școală la Țăndărei, cartier Strachina. Acolo mi-am început eu și la începuturi am fost mediator școlar. Am fost formată, să știți, în școala lui Nicolae Gheorghe, ca mediator școlar. Trebuie să dăm al cezarului ce este al cezarului. După aceea mi-am terminat școala alături de Gheorghe Sarău. Doamne, sunt oameni care s-au implicat în viața romă, iar alături de Nicu Păun, domnul președinte Nicu Păun, am fost cu sufletul și cu gândul tot timpul prin prisma fratelui meu, Păunea Lomițeanu, care a fost alături de dumnealor încă de la început, de începutul, din 90. Care este cauza acestui fenomen de abandon școlar, care este tot mai prezent în zilele noastre? Deci urăsc să spun că e sărăcia. Tata se ducea cu ziua ca eu să am bani să merg la liceu. Nu! Nu, domnule, trebuie să mergem la școală. Nu sunt de acord. Doamne, suntem sărași. Nu. Nu. Ce este corect, este corect. Fără educație nu facem nimic, așa cum am spus. Petre, tatăl meu, mama mea, Dumitra, făcea cărămidă ca fratele meu, Ioan Lomițeanu, să-și termine școala militară. Așa că fata mea, spun așa cu lacrimi, este studentă la Academia Militară, a făcut liceul la Breaza. Și uite, așa o spun cu mândrie proletar. Și știți ce este foarte greu pentru tinerii noștri? Să-și asume identitatea. Nu este rușine? Dom'le, așa m-a lăsat Dumnezeu. Important este cum mă simt eu. Important ce fac eu în societate. Nu trebuie să ne fie rușine. Așa mi-a lăsat Dumnezeu. Pe lângă faptul că sunteți un model pentru comunitatea noastră, eu cred că sunteți un model general. Și mai mult decât atât, cred că ați fost un model pentru fata dumneavoastră și ați condus-o cumva pe acest drum al educației, pentru că când vorbiți cu atâta înflăcărare despre educație și conștientizați importanța ei, da. Dar comunitățile de romi o conștientizează? Dom'le, n-au modele în familie. Mi-amintesc când noi stăteam între români, noi suntem în Dragalina, județul Călăraș. Mi-amintesc când mama vorbea cu noi pe țigănește, spunea tata, îi spunea, Dumitru, nu mai vorbi așa, că râd românii de noi. Da? El tata din Traianu, nevorbitor de limba romanii. Ei, și a fost greu pentru că nu s-a vorbit limba romanii, pentru că tata nu a lăsat pe mama să vorbim. Dar tot timpul ne-am depășit condiția. Fratele meu, să fie ofițer al armatei române în anul, ce știu, 76, păi cine era? Mama mea era tare mândră și cred că de-aia mi-am dus și o fată acolo, că subconștientul meu am știut că trebuie să îmbrace haina militară. Ce părere aveți de această reorganizare care s-a discutat în cadrul ședinței Adunării Generale de astăzi? A fost un prilej foarte bun de a verifica unitatea, soliditatea organizației noastre, mai ales că au participat și funcționari de vârf, autorități de vârf ai județului Ialomița. M-a bucurat foarte mult că echipa
care a fost aleasă astăzi are în componența ei atât oameni cu înalte calificări, chiar vreau să vă spun că avem doi doctori în istorie, avem masteranți, avem oameni cu studii superioare, dar și oameni, să-i numim simpli, cu poate chiar cu 8 clase, dar care reușesc să strângă pe lângă ei întreaga comunitate, reușesc să pună problema în fața autorităților, reușesc să soluționeze multe dintre nevoile locale ale fiecarei sucursale. Dacă ar fi să mă refer la problemele pe care noi dorim să le atingem, în primul rând, ocuparea forței de muncă din județul nostru cumva ar trebui să se îndrepte către posturile specializate care să ajute comunitățile. Și când spun asta, mă refer la angajarea mediatori, asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari, de ce nu și mediatori școlari. La nivelul județului există forță de muncă calificată în acest scop, dar știți, întotdeauna e nevoie de mai mult, mai mult, mai mult. La nivelul municipiilor, mai ales, o personal specializat în acest domeniu ne-ar ajuta foarte mult. Asta este un obiectiv al nostru. Apoi, bineînțeles, de ce nu, acțiunile culturale pe care le vom întreprinde în sensul acesta. Așa cum și astăzi s-a înscris acțiunea Ziua Romilor Ialomițeni, dorim să ne afirmăm etnia, dorim prin asta să ne afirmăm, să aducem în față cultura, dorim să ne facem cunoscuți noi alături de celelalte de întreaga populație a României, că indiferent de etnia noastră. Romii din județul Ialomița vor beneficia de organizații de femei și de tineri. Cum vor ajuta în acest sens acest demers pe care l-ați întreprins să evolueze romii din comunitate? Vedeți, mai ales în ceea ce privește organizația de femei, e o mare necesitate. De ce vă spun asta? Se știe că cumva imaginea femeii, poziția femeii, mai bine zis, în familie, cumva, deși ea este centrul ei, în ceea ce privește capacitatea decizională, are o capacitate mai redusă, să spun așa. Și noi, romii, căutăm să afirmăm și să punem femeia acolo unde e locul ei, revenind astăzi, fiind astfel, la fel ca și afirmarea, să zicem așa, la nivel general în cadrul societății. Despre tineri din ziua de astăzi, da, ei trebuie să au fost întotdeauna și constituie și acum o prioritate. Gândiți-vă că sunt foarte mulți care pleacă în țări străine și astfel se depopulează localitățile din județ, din țară, dacă vreți. Trebuie să știm să îi păstrăm, să știm să îi școlarizăm, să știm să vină din spate și să ne ajute pe noi care, să spunem, am trecut de o anumită vârstă și care avem o anumită experiență, valul celor tineri trebuie să ne urmeze, să ne continue munca noastră. Deci este foarte important să le acordăm importanța și atenția cuvenită celor tineri. Tema cadru a acestei ședințe a Consiliului Director a reprezentat reorganizarea filialei Asociației Partidei Romilor Pro Europa din județul pe care îl coordonați. Cum se va concretiza această reorganizare în cadrul asociației? Scopul acestei adunări generale, era birou director, era o adunare generală a organizației Partida Romilor Ialomița, era de a confirma poziția fiecărui lider din comunitățile de unde provine. Scopul era să confirmăm anumiți reședinți, să zic așa, acolo unde a fost nevoie să și schimbăm. Și conform statutului al Partidei Romilor, era normal ca după 4 ani de zile să avem o astfel de adunare generală, adunare generală care are menirea de a confirma reprezentativitatea organizației, să zic așa, o reprezentativitate care are ca scop de ocuparea funcțiilor de președinte, de prim-vicepreședinți, secretar general,
președinții locali care automat au devenit și vicepreședinți la nivel de județ. Ca și organigram al județului, conform statutului, astăzi s-a confirmat și s-a votat reprezentativitatea județului Ialomița la organizația Partida Romilor. Și anume, eu am fost confirmat și reconfirmat, să zic așa, ca și președinte al organizației județene, cum de altfel au fost și alți patru colegi pentru funcțiile de prim vicepreședinte, au fost votați și confirmați secretarul general al organizației, președinții din organizațiile locale, organizații din județ, unde avem 20 de comunități, să zic așa, 20 de organizații bune, da? Astăzi au fost prezenți toți președinții din astfel de comunități. Astăzi li s-a cerut confirmarea pe funcții ca și președinți de filiale locale, au obținut-o, i-am felicitat și cam ăsta a fost scopul adunării generale de azi. De asemenea, ați sărbătorit Ziua Romilor Ialomițeni. De ce astăzi? Da, astăzi, așa cum spuneam și la intervenția mea care am avut-o, am avut două evenimente importante. Unu, adunarea generală a organizației Partida Romilor Ialomița. Doi, Ziua Romilor Ialomițeni. Ce se întâmplă? La noi a devenit o tradiție a Zilei Romilor Ialomițeni. Suntem la a noua ediție. Trebuia să facem ziua asta în luna septembrie. Mă rog, din motive tehnice ar trebui să o amânăm puțin. Și atunci am zis că dacă tot chemăm oamenii pentru adunarea generală care trebuia făcută, ar fi indicat și bine, da, să facem o sărbătoare și pentru Ziua Romilor Ialomițeni să nu treacă pe lângă noi. Normal, în alte dăți, o astfel de zi am sărbătorit pe diverse stadioane din diverse comunități ale romilor, dar acum am hotărât împreună cu colegii mei ca această sărbătoare să o facem aici, în cadrul Sălii Europa, din cadrul Consiliului Județean, și atunci am atins două obiective. Am făcut și adunarea generală, am reușit să facem și Ziua Romilor Ialomițe. O zi care zic eu că este destul de valoroasă, cu interpreți îndrăgiți pentru cetățenii de etnie romă și nu numai, cum este Marius Babanu, cum este Ștefan de la Bărbuleș, cum este Narcis și alți artiști consacrați, să zic așa, dedicați pentru rom. Eu sunt foarte mulțumit pentru reușita de azi, pentru faptul că au fost prezenți invitații noștri, invitați cu care noi avem un parteneriat, cum a fost domnul președinte al Consiliului Județean și președinte al Partidului Social Democrat, Marian Pavel, cum de altfel a fost prezent și prefectul județului Ialomița, domnul Marin Constantin. Oameni care de fiecare dată, atunci când i-am invitat, au fost alături de noi. Prin prezența dânșilor s-a dovedit, s-a confirmat faptul că există, cum să zic eu, un suport între organizația Partida Romilor și Partidul Social Democrat, fapt dovedit prin diversi candidați ai noștri care au reușit să iasă pe funcții de primar, pe funcții de aleși local, consilier local, iar eu, la fel, sunt consilier județean. Avem un parteneriat foarte bun și trebuie să continuăm ceea ce este bun și cu siguranță o să iasă și mai bine decât ceea ce avem noi acum. Ați pus bazele atât a unei organizații de tineret, cât și a unei organizații de femei. Ce înseamnă acest lucru pentru comunitățile de romi? Cum credeți că vor evolua lucrurile prin acest demers? Zic eu că este o funcționalitate normală. Da? O grupare care își dorește să facă și politică, da? Nu poate să fie schimbată, nu poate să fie, eu știu, incompletă, să zic așa, și să nu aibă și astfel de organizații destul de importante. Noi tot am militat ca și femeia, da, să aibă aceleași drepturi ca și bărbații. Și atunci este normal, da, ca și organizația noastră
Partida Romilor Ialomița să aibă o astfel de organizație reprezentată de către femei, reprezentată de către o femeie inimoasă. Am și prezentat-o, doamna Florica Alecu, care este și președinta municipiului Slobozia a Partidei Romilor. Am mare încredere că dânsa își va forma un grup reprezentativ în așa fel încât să fim competitivi cu alte județe și cu siguranță am mare încredere că va și reuși. Legat de organizația de tineret, iarăși revin la ceea ce spuneam, funcționalitatea trebuie să fie, trebuie să vină din urmă și tineretul, trebuie să formăm o competiție în așa fel încât m-aș bucura ca tineretul de multe ori să ne corecteze și de ce nu și noi să corectăm pe ei și când tragem linie deja să avem o reușită și să avem niște lucruri pe care noi le așteptăm. Suntem tentați atunci când vorbim de educație să exprimăm opinii și opinii, unele critice, unele mai puțin critice, pentru că dorim rezultate pozitive imediate. Educația în ceea ce privește integrarea școlară a copiilor, a tinerilor rom, reprezintă o adevărată provocare pentru învățământ, indiferent de județul în care ne aflăm. Asta pentru că aproape în toate comunitățile de romi sau în toate unitățile școlare în care avem populație școlară care provine din comunitate tradițională cu precădere, avem fenomenul de absenteism, de risc de abandon școlar. Desigur că progresele sunt evidente. Faptul că în fața noastră este o resursă umană romă care răspunde de problematica educațională romă, așa cum avem în fiecare județ, este un aspect care poate conferi plus valoare demersul acesta educațional. Astfel și în Ialomița avem profesori de limba romanii, de istoria romilor, se predau aceste discipline, de asemenea mediatori școlari. În acest sens sper la un demers legislativ cu impact care să determine înființarea de posturi și angajarea unor oameni potriviți pe aceste posturi, oameni care să provină din comunitate, pentru că mediatorul nu este o simplă resursă umană, este o adevărată instituție care poate contribui la fenomenul, la procesul acesta de a combate abandonul școlar. Din perspectiva dumneavoastră, cum s-au reflectat acțiunile întreprinse în ultimii ani de Partida Romilor Pro Europa în evoluția sistemului educațional în comunitățile de rom? De altfel, atunci când vorbim de educația romilor în Ialomița, nu putem să nu ne raportăm la intervențiile, la propunerile, la acțiunile organizației Partida Romilor, toate conferind așa perspectiva unei strategii în plan educațional la nivel județean. Astfel, toate acțiunile pe care Partida Romilor, condusă de domnul Mandache Leonida, le-a inițiat și le va iniția și în acest sens suntem parte componentă la gândirea acestor acțiuni, vizează două lucruri, două obiective majore și anume promovarea demontării prejudecăților față de rom prin cunoașterea valorilor culturale, istorice, a realităților specifice comunităților din Ialomița și pe de altă parte stimularea procesului de promovare a educației în plan intercultural inclusiv prin disciplinele menționate anterior, respectiv prin crearea, înființarea de posturi de mediatori școlari. Ce activități vedeți a fi abordate în decursul următorului timp? Discutam anterior cu domnul președinte Mandache Leonida despre acțiunile pe care le avem înscrise în strategia aferentă acestui an și ca atare, la sfârșitul acestei luni, o prima acțiune se va desfășura la Inspectoratul Școlar cu aproape toți directorii de unități școlare din Ialomița, în care subiectul dezbătut va fi cel legat de problematica segregării școlare. La această acțiune sper că va fi prezent și domnul inspector școlar general din minister, respectiv profesor Căldăraru Marius. Și urmat apoi de alte acțiuni de cu caracter cultural, de exemplu, sau intercultural, de genul Ziua Minorităților Naționale, care va prilejui o manifestare culturală amplă la nivel de
de județ, cu reprezentanții tuturor minorităților din Ialomița, asociațiilor reprezentative a acestor minorități. Acțiuni menite să ajute la înțelegerea și cunoașterea reală, obiectivă, a ceea ce înseamnă etnie romă, pentru că, în general, oamenii, în mod inevitabil, sunt tributari clișeilor de imagine față de rom, atunci când sunt puși în situația să asculte. După ascultarea imnului de stat, vă dau un exemplu astăzi, așa de uluială din partea invitaților, să audă că unul dintre autorii imnului de stat a fost un rom, Anton Pan, să audă despre personalități marcante ale culturii și culturii nu neapărat românești, universale, care au provenit din rândul etnicilor romi, atunci sigur că aducem un plus valoare la dezvoltarea nu doar a romilor, dar și a celor care ascultă, în sensul acesta de a avea o altă perspectivă față de ce înseamnă romii în spațiul românesc. Comunitatea Manasia se află la 2 km de municipiul Urzice, în care comunitatea Manasia are un număr de locuitori 4300, dintre care 2500 de romi. Organizația Manasia la fiecare alegeri s-a ocupat de a avea un consilier în consiliul local. Mai mult de atât, comunitatea Manasia are în organizație organizația de femei, organizația de tineri, bineînțeles și noi seniori. M-am ocupat mai mult de organizația de femei și de tineret, pentru că cu pregătirea a tineretului și cu experiența noastră politică să putem să punem în aplicare proiecte și bună aderare a comunității și nevoile lor în comunitate. Referitor la comunitatea Manasia, sunt și consilier în Consiliul Local, în care aducem la cunoștință toate problematica romă din comunitate. Noi încercăm pe viitor să rezolvăm și la nivel de județ și la nivel de București. Astăzi, la reconfirmare, la adunarea generală, am primit și funcția de prim vicepreședinte. Am rămas foarte surprins. De altfel, eu am fost un militant și sunt și voi încerca să militez pentru toate problemele comunității de romi din județul Ialomița. Pe 9 octombrie, de Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România, s-a lansat Muzeul Virtual al Holocaustului Romilor, o inițiativă unică în țara noastră, sub atenta coordonare a Luminiței Cioabă, poetă, activistă și descendentă a unei familii care a avut mult de pătimit din cauza deportărilor la Bug. Proiectul a fost lansat la Muzeul Național de Istorie, în prezența reprezentanților Guvernului României, a diferitelor instituții de cultură română și romă, dar și a altor activiști care au pus umărul la dezvoltarea patrimoniului cultural rom pe teritoriul țării noastre. Soprana Izabela Stănescu este cea care a deschis evenimentul cu o interpretare de excepție a imnului romilor Ghelem Ghelem. Muzeul Virtual al Holocaustului Romilor este o inițiativă care s-a lăsat îndelung așteptată din lipsă de fonduri. Mărturiile supraviețuitorilor, pe care le veți regăsi accesând pe YouTube numele muzeului, au fost colectate încă din 2003, atunci când Luminița Cioabă și colaboratorii săi au străbătut țara în căutarea ultimilor deportați rămași în viață. Deschidem Muzeul Virtual al Holocaustului Romilor din România, o pagină care apasă greu în istoria acestei țări, pentru că oameni devinovați, indiferent dacă erau de
o altă rasă sau o altă religie, au căzut pradă intoleranței și mulți dintre ei au plătit nu numai cu suferințe, dar și cu viața, faptul că erau altceva decât își doreau conducătorii țării din acel moment. Muzeul Național de Istorie a României a sprijinit acest proiect pentru că îl considerăm important. Sperăm că acest muzeu virtual să fie o primă pagină dintr-un muzeu real cu obiecte, cu documente legate de istoria unei comunități care este de câteva sute de ani pe aceste meleaguri și care a cunoscut multe încercări, dar care nu a putut să fie dezrădăcinată în ciuda tuturor vitregiilor. Am început să credem în acest muzeu acum 20 de ani cu domnul Marco Mela, domnul Kelemen Hunor, toți miniștrii culturii au vrut și țin seama că acest muzeu trebuie să existe și sunt convinsă că nu numai virtual va fi un muzeu fizic pe care toți urmașii noștri îl vor vizita cu mare entuziasm și cu mare respect pentru ceea ce s-a întâmplat. Dacă ne uităm la planșele acestea și vă felicit, trebuie să existe un album cu tot și cu toate suferințele acestea. Eu din familia mea au murit 87 de oameni la Auschwitz, dar continuăm să facem ce putem. Apreciez foarte mult efortul pe care doamna Luminița Cioabă l-a făcut de vreo 20 de ani de când ne cunoaștem și de când știu povestea acestui muzeu. Eu m-am ocupat destul de mult. Nu mi-am făcut cariera mea pe acest subiect, dar am lucrat foarte mult pe subiectul deportarea românilor în Transnistria. Am fost cel care am introdus subiectul acesta în lumea științifică și acest subiect figurează în toate, mai nou în toate enciclopediile de oarecare, știu eu, volum ale Holocaustului din străinătate. Lucrul ăsta n-a fost valabil până acum 10 ani de zile. Deportarea romilor este partea Holocaustului din România. Și eu am rude apropiate, bunicul din partea tatălui meu, două surori, doi frați mai mari, pentru că și mama mea a plecat cu familia tatălui meu în Transnistria, în condițiile în care tata și un frate de-a lui erau pe front, luptau în cel de-al doilea război mondial. Mama din cei patru copii s-a întors la cu doi, s-a întors bunica și două surori de-a lui tata, restul au rămas acolo. Cunosc tragedia, în copilăria mea am crescut cu această tragedie, o vorbeam în șoaptă, deși în șoapta noastră erau tot strigări. Da? Pentru noi cei care nu fusesem acolo erau povești. Pentru cei care ne povesteau ororile de acolo, erau lucruri adevărate. Aș vrea să cred că pe undeva faptul că statul german a oferit o compensare, e adevărat, o minimă reparație morală, să spun. Dar de la acea reparație morală a recunoscut că și romii au trăit tragedia Holocaustului alături de evrei și alte minorități. De asemenea, statul român, prin legea 189, mai nou, 189-2000, legea 154-2021, iarăși o pare de reparație, dar pentru noi este foarte important că prin aceste două legi a recunoscut că și noi romii am suferit ororile deportărilor în Transnistria. La Bug au fost chinuiți, foarte chinuiți, față de evrei care erau, pentru orice erau împușcați, erau exterminați imediat. Experiența Luminiței trebuie repetată, trebuie multiplicată. În curând sper să inaugurăm și Muzeul Culturii Rome, inițiat de Delia Grigore,
plus cărțile care s-au scris și din păcate sunt citite de neromi, nu atât de romi, care cred că știu tot despre ei, dar încet, încet lucrurile se așează. Organizatorii evenimentului își doresc ca în viitorul apropiat Muzeul Virtual al Holocaustului să se concretizeze în plan real. Chiar dacă un proiect a fost demarat în acest sens, lucrările au sistat odată cu trecerea în neființă a regretatului Florin Cioabă. Ce vor găsi cei care vizitează muzeul? Ce vor găsi aici? Vor găsi foarte multe informații și un alt fel de Auschwitz prin înfometare și fric și povestea trăirii acestor oameni, prin ce au trecut ei. Și asta este un lucru foarte important, pentru că aceasta este istoria noastră, este și noi trebuie să comemorăm. Și mă bucur că astăzi, de ziua Holocaustului, acest muzeu a luat ființă. Despre câte mărturii vorbim? Vorbim despre foarte multe mărturii și care vor mai veni. Deci acum se vor pune. Site-ul se va completa. Sunt mândră de ceea ce am realizat și aș vrea să prezint mulțumirile mele domnului președinte Nicu Păun, pentru că a avut încredere în mine și Partidei Romilor. Lansarea Muzeului Virtual al Holocaustului Romilor a beneficiat de prezența excelenței sale, doamna Therese Hayden, ambasador al Regatului Unit al Suediei. Muzeul Virtual al Holocaustului Romilor însumează munca de echipă a Luminiței Cioabă, alături de colaboratorii săi, printre aceștia și Fred Taicon, scriitor de literatură romă pentru copii și activist cu o experiență de o viață în beneficiul minorității rome. In Sweden, do you have similar projects as the one that we saw today? In fact, there is a project ongoing to have a physical museum regarding the Holocaust. And I was glad to be here today at the opening of the virtual museum, where in fact the Swedish Roma organization, Eromani Glinda and Mr. Fred Taicon is also part. Mr. Fred Taicon is part also of the project to have the Swedish Holocaust Museum to make sure that the Roma Holocaust is also part of that physical museum. It's starting, it is not fully up and running yet, but I'm very impressed by this virtual museum because the beauty of that, of course, is that so many more people can take part of it. Why should children should learn about genocide, about the Holocaust? Why is it important? In education, we have to learn. Well, history is, of course, affecting. It's part of what we've done, and it's part of why we are doing things, why politics look like they do, why there is discrimination, why there is certain behavior. We can see history being part of why Russia is attacking Ukraine. So it is being not necessarily repeated in the same form, but it can be used and abused. That's why we need to understand history. And this has been one part of history that has been neglected, forgotten, or simply not been accepted, simply not been shed light on. That's why we need to understand, so that we can also understand not that it should not be and cannot be repeated. When it comes to Holocaust, should never be repeated. We must learn from those mistakes. La final, un moment emoționant a fost oferit de Emi Drăgoi și acordeonul său magic. În fața portretelor cu supraviețuitorii ai deportărilor de la Bug, cei prezenți în sală au depus flori în semn de pios omagiu. Thank you.
cântăreața Elena Daniela Radu este invitata lui Vali Rupiță din ultima ediție La un ceai cu rom. Provine dintr-un neam vechi de lăutari care îi are ca principale repere pe binecunoscuții Grigoraș Dinicu și Constantin Eftimiu. A făcut primii pași în cariera muzicală ca violonistă, urmând apoi liceul de muzică. A absolvit conservatorul la clasa de pedagogie muzicală, dar s-a specializat în canto. Nu pierdeți podcastul La un ceai cu rom, difuzat pe canalul nostru de YouTube. Nu-ți dau tu românii.